Bună, drăgălașilor! Astăzi vă arăt o rețetă super ușoară de făcut pentru glicemii stabili, așa cum am obișnuit. Sunt foarte puține ingrediente, dar rețineți că dacă nu aveți anumite ingrediente, le puteți înlocui cu altele. Jucați-vă, în bucătărie nu există reguli, folosiți ce aveți prin cămară, prin frigider și așa mai departe, ca să obțineți ce vi se potrivește vouă. Eu iubesc micul ăsta dejun, clătitele astea sunt mega, mega, mega hrănitoare, au valori nutriționale excepționale, vă las și în lista de descrieri tot ce conțin ele. Gata, vă las rețeta, spor la gătit și ne vedem la final! Sper că te-am inspirat cu această rețetă mega ușoară și că o vei încerca și tu. Te-am convins cu glicemiile mele că au fost perfecte pentru scopul nostru și ne vedem data viitoare cu o rețetă nouă și cu glicemii stabile, sper, nu-i așa? Te-am pupat! Pa, pa!